Pentru mine TV8 înseamnă rezistență. Rezistență la greutăți, rezistență la atacuri pe care le-am avut de-a lungul celor 5 ani. Nu a fost ușor și nu va fi ușor pentru că asta este soarta unei televiziuni libere. Dar ne-am asumat acest lucru atunci când am decis să facem parte din echipa TV8.